Salut, salut! Am ieșit la o plimbare când ploaie. Plouă frumos. Mai devreme era liniște și auzeam doar ploaia care bate în umbrelă. Am ieșit de la mănăstire, am fost un pic la biserică și am asistat la slujbă, n-am fost super conectat acolo cu sufletul, câteodată mă conectez, câteodată mai puțin. Și am stat să analizez câteva chestii, când nu mă conectez cu sufletul, am așa o minte care analizează. Și aseară, înainte de somn, am citit ceva legat de păcat. Am zis că nu vreau să mă duc să mă împărtășesc sau să iau comuniunea, nu știu cum, communion se numește în engleză, să iau împărtășania, să o iau sau să nu o iau, că am avut niște gânduri păcătoase. Și bineînțeles că n-am să zic ce e, dacă ai o curiozitate, este diavolul care te face să vrei să știi păcatul altuia. În caz că n-ai știut. Când vrei să știi secretele altora, în general este un spiriduș care încearcă să scoată chestii de la persoana respectivă ca să poată să le dea mai departe la alt spiriduș, la spiridușul persoanei alea, ca să știe cum să-l atace. E, așa funcționează demonii ăștia. În fine, altă chestie și am zis să citesc un pic despre păcate și în conceptul catolic despre păcat există două feluri, mortal sin și venial sin. Deci niște păcate grele din astea care cumva nu primește absolvire sau cumva nu primește iertare. Și păcate care sunt mai puțin grele, pentru care poți să primești iertare dacă mergi la confesiune. Vreau să spun ceva. În religia catolică este atât de mare asprimea încât oamenii trăiesc cu frică. Știi de unde vine frica? Hai că spun ceva. De la diavol. Dacă oamenii trăiesc în stare de frică că nu știu ce o să se întâmple, ăla este diavolul care îi face să fie mici